Bine v-am găsit la conferința de presă prin pregătoarea meciului cu FC Argeș de vineri, din deschiderea etapei a treia din Superliga. Alături de mine sunt managerul sportiv Gabriel Giurgiu și jucătorul Martin Remacă, care sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Însă inițial am să-i rog să prefațeze puțin meciul de vineri. Te rog, Gabriel. Bună ziua! Suntem în fața sau înaintea jocului cu FC Argeș, o echipă importantă, o echipă bună a campionatului. Având în vedere că anul trecut a terminat pe locul 6, a jucat în play-off, are în componență jucători cu calitate, jucători care pot să facă diferența în timpul jocului. Chiar dacă vin după o înfrângere la o diferență destul de mare, uitându-mă la joc, s-a părut că totuși diferența de scor este foarte mare în față de realitatea din teren. Noi venim după două jocuri contra unor echipe foarte, foarte bune ale campionatului, care s-au luptat anul trecut pentru titlu. Am făcut meciuri destul de bune, arătând o agresivitate și o atitudine foarte bună, ceea ce ar trebui să continue la noi, pentru că doar așa putem să scoatem puncte și putem să aducem și lumea la stadion și să fim mulțumiți din toate punctele de vedere. Sperăm, ca și la jocul de vineri, să continuăm pe același drum, să avem o evoluție bună și cu încredere cred că putem să facem un meci bun și să câștigăm chiar punctele care sunt puse în joc. La medii de simbolii tale, cât timp ar trebui să joace în aplicație cât joare în aplicație? Eu sper ca suprafața sau gazonul care îl avem pe Cluj Arena să se refacă în cel mai scurt timp după Antol și mi-aș dori ca doar un meci să mai jucăm în deplasare, cum să zice, acasă, dar la media și să revenim pe Cluj Arena. Martin, a few words about... Yeah, it's gonna be not an easy game. They will wait for us after the defeat they get with Sepsi. I know some players from there. They make some new transfer from France. Every year they fight for playoff. It's 2 years now I am in Romania, and 2 years the first year there was 7, last year there was 5. So yeah, they fight always for the playoff. So it's gonna be not an easy game, but we are Cluj, so we go there to win the game and to come back here. Simple. How was for you this start of championship, these two games with Manchester and we just take game by game. Doesn't matter which team we play. We play from the first minute is 0-0, so we don't know what happened in the game. We give everything. We are aggressive. It's how we play, and then we get 2 points. But if before the championship we say we have 2 points against these two teams, I think we take it. But when you see the games, you can be a little bit disappointed. This is football, and now we look for the future, not in the past. So focus on Pitești, and let's go to take 3 points. It was hard for you to win a place in the first 11? We have a concurrence, we have a lot of players. I came in February, so it was maybe more easy for me, for the staff. They know me better. I was 100% from the first day in pre-season. The coach gave me the chance, and I try to play my best. How is to play with such an atmosphere? Amazing. In the game against Dinamo was crazy, 20,000 people, but also in Mediaș, we are glad that they can come. They push us, and from my point of view, when you have this supporter, we push you. You are another man on the pitch.
So for me, it's amazing to get this this support. Gabi, ce poți să ne spui despre posibilitatea unor noi achiziții? S-a vorbit chiar de Raul Rusescu. E într-adevăr un interes pentru Raul Rusescu? Ce pot să vă spun despre Raul Rusescu este doar faptul că a venit la vestiare să-i salute pe foștii lui colegi cu care a jucat înainte la Steaua sau la alte echipe. Nu am avut nicio discuție legată de venirea lui aici. Din punctul ăsta de vedere pot să vă spun sigur. Iar de, să zic, noi achiziții, ne uităm, suntem în discuții, dar încă nu-i concret. Ce poziții? Sunt anumite poziții. Acum nu vreau să spun anumit exact zonele în care ne dorim, dar sunt anumite zone pe care vrem să le mai acoperim sau care să mai dublăm posturi. Vreți că cea mai interesantă e problema atacului? Da, este una dintre pozițiile pe care noi căutăm jucători. Jucătorii urmări sunt din Liga 1? Sunt și din Liga 1, dar sunt și din afară. Cum a fost din un meci la Mediaș, din un meci de acasă în acest sezon? Da, în primul rând vreau să le mulțumim suporterilor care au venit până la Mediaș. Nu e comod acest lucru, dar arată că sunt alături de echipă și iubesc acest club. A fost un meci în care, așa cum a zis Martin, parcă, adică te mulțumești cu un egal, dar cum a fost jocul sau cum a decurs, parcă puteam să câștigăm cele 3 puncte și rămâi cu așa o dezamăgire, să spun. Dar trebuie să vedem să urmărim jocul nostru. Și ne bucură că suntem la un nivel bun, reușim să ducem ritmul de Liga 1 și eu cred că încă putem să creștem în continuare. Cum ați găsit Liga 1 după 6-7 ani de la Liga 1? Ai văzut o diferență atunci față de acum? Diferență poate și ritmul de joc este altul, bineînțeles, față de Liga 2. Față de atunci, eu mă bucur că și echipele de tradiție ușor-ușor revin. Adică, de fapt, e cam același lucru, dar revin în Liga 1, ceea ce înseamnă că vor fi meciuri bune, vor fi spectatori în teren și cred că va crește și nivelul ligii.